România e din ce în ce mai afectată de COVID-19. Bilanțul total indică 40 de decese și aproape 1800 de îmbolnăviri. Printre ultimele victime stinse din cauza complicațiilor provocate de această boală este și o tânără de 27 de ani din Botoșani. Nu este exclus ca de săptămâna viitoare România să treacă în scenariul 4, pe măsură ce numărul persoanelor infectate crește alarmant. Asta înseamnă că vor fi anunțate și noi măsuri. Preconizăm un vârf al acestei pandemii spre a doua jumătate a lunii aprilie, cu un număr mediu de cazuri în jur de 10.000, dar trebuie să ne gândim că acest număr poate fluctua în funcție de evoluția ulterioară și a respectării anumitor reguli pe care trebuie să ne le impunem. Situația continuă să fie alarmantă la Spitalul Județean din Suceava, unde jumătate din pacienții internați suferă de COVID-19. Conducerea instituției susține că a făcut mai multe demersuri pentru ca spitalul să nu mai trateze bolnavii de coronavirus, ca să poată funcționa acele secții importante unde sunt de serviți bolnavii din raza județelor Suceava și Botoșani. În același timp, românii veniți de peste hotare și plasați în carantină la Constanța se plâng de condițiile în care stau. Mâncare care nu mănâncă nici porcii. Haideți să vă arăt și mâncare. Uitați aici mâncare. Dacă aceasta este mâncare... Uitați ce este. Infecția. Aici ne îmbolnăvim cu toții. Nu dă coronavirus. Mai sunt și copii mici. Mai sunt și copii mici care sunt cazați aici la hotel. Aici o să ne îmbolnăvim ori cu capul, ori tăjigul care e pohol. Există însă și români care nu vor să plece acasă după 14 zile petrecute în carantină. În cazul unui bărbat din Bârlad a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine pentru a fi convins să meargă acasă. Despre cei care nu respectă carantina, Ministerul Sănătății a spus că mulți au fugit de frică din țările afectate de coronavirus, iar acum, fiind salvați, își permit să facă scandal. Sunt niște oameni care au venit de frică, dar ajunge aici bravează. Sunt niște oameni care au fugit de moarte, dar pot aduce moartea la noi. Să, dacă, eu știu, nu-și respectă, eu știu, propria imagine sau propriul corp, măcar să aibă un respect pentru bătrânii, pentru copiii și pentru toți cei din jurul meu.